V-am obișnuit fiecare zi de joi sau cel târziu vineri să avem listă țărilor actualizată și, bineînțeles, în unele situații, actualizare regulilor pentru carantină și pentru intrarea în țară. De astăzi, de la decizia acestei, de la această decizie a Comitetului, nu vom mai reveni cu listă țărilor. Va fi o regulă generală care se aplică la toți, indiferent din ce vin. Acest lucru este stabilit după discuțiile, bineînțeles, cu colegii de la Ministerul Sănătății și propunerile venite de la Ministerul Sănătății și de la Institutul Național de Sănătate Publică. Astfel, prin măsurile adoptate și aprobate, prin hotărârea CNSU numărul 6 care se emite astăzi, se elimină terminologia de state aflate sub o anumită culoare în funcție de riscul epidemiologic. State verzi sau sub incidență de cod galben sau roșu. Și o să fie o regulă generală care precizează următorul lucru. Se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România și nu prezintă certificatul digital al Uniunii Europene sau alte documente compatibile cu acesta, care să ateste vaccinarea cu schemă completă, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile sau testarea negativă RT-PCR efectuată cu cel mult 72 de ore înainte. Deci asta este regula de acum. Deci vaccinat, trecut prin boală sau test PCR în ultimele 72 de ore. Pentru cei care vin terestru înainte, la intrarea în țară să fie 72 de ore, pentru cei care se îmbarcă 72 de ore de la îmbarcare. Deci astea sunt regulile. Bineînțeles, rămân unele excepții. Dintre excepțiile care sunt, vorbim de copii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani, persoanele aflate în tranzit dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore, lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici care la intrare în țară fac dovadă raporturilor contractuale cu operatorii economici respectiv, elevii sau studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliu sau reședință în afara României care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac navetă zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, conducătorii autovehicolelor cu capacitate maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehicolelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului care asigură transport de persoane și se deplasează în interes profesional, personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, cât și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală, precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român într-un port românesc cu condiția asigurării echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează la intrare în țară, precum și la îmbarcarea, debarcarea de pe navă. Mai sunt și alte categorii. Hotărârea a fost comunicată acum. Categoriile pot fi regăsite în hotărârea respectivă.